albumul pe care l-avem deja primite și vă rog să mai trimiteți întrebări pe care le-aveți. Avem următoarea situație. Un preot a întrerupt pomenirea și episcopul a studiat, nu mai pomenește pe episcop. Ce face? Mergem acum la el sau așteptăm să anunțe public? Întrucât preotul întrerupsese deja pomenirea și a reluat-o, apropii la perimea numai la Tuceana Copsii, va trebui să așteptăm să o întrerupe din nou și după aceea să mergem la liturghia lui. Astfel încât, în acest fel, sau prin acest mijloc, îl și sprijinim. Αλλά και θα του πούμε ότι αν δεν διακόψεις το μνημόσυνο, δεν ερχόμαστε σε σένα. Dar în același fel, și spunem că dacă nu va întrerupe pomenirea, adică dacă nu va face cunoscut întreruperea pomenirii, nu putem merge la liturghia lui. Unde a slujit Părintele Teodor Zisis în noaptea de Sfintele Paște? Δεν γνωρίζω. Nu știu. Διότι τις ημέρες της Αναστάσεως ήμουν στην Αθήνα. Pentru că în zilele Sfintelor Paști am fost în Atena. Και δεν γνωρίζω πολύ. Αν λειτουργήσει και πού. Αν λειτουργήσει. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε λειτουργήσει πουθενά. Și nu știu dacă a λειτουργήσει sau nu, sau unde dacă a λειτουργήσει. Pentru că până acum nici nu știu, nu țin minte să fi λειτουργήσει undeva. Vreodată de după ce am întrebat. Ce înseamnă să avem comuniune cu eram, cu eretic, cu preot eretic și cu mirenii ecumeniști? Înseamnă ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτούς. Că avem aceeași credință cu aceștia. Όπως ακριβώς το ακούτε. Exact cum auziți. Πολλοί λένε ότι επειδή εμείς πιστεύουμε ορθόδοξα και είμαστε ορθόδοξοι. Καθούνται με ορθόδοξοι και κρέδιν με ορθόδοξοι. Και ότι αυτό δεν μας μολύνει όταν έχουμε επικοινωνία με αυτούς τους επισκόπους Ιερουσαλήμ. Και κάστα νου μου μοντερίστη το νημίκ. Nu se spor cu credința noastră din faptul că avem comuniune cu episcopii ecumeniști sau cu preoții. Όμως, însă, η μνημόνευση του επισκόπου pomenirea episcopului σημαίνει înseamnă ότι έχω την ίδια πίστη με αυτόν. Că am aceeași credință cu acesta. Είναι μια ομολογία πίστεως και αυτό. Este o mărturisire de credință și asta. Σε ποια εκκλησία ανήκω? De ce biserică aparțin? Και τι πιστεύω? Și ce cred? Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Așa încât este foarte important. Να το έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα μας. Să avem clarificat în mintea noastră. Γι' αυτό και δεν συμμετέχουμε με τους επισκόπους οι οποίοι είναι οικουμενιστές. Din acest motiv nu ne întâlnim, nu ne adunăm cu episcopii care sunt οικουμενιști. Και δέχονται τη σύνοδο της Κρήτης. Și acceptă σύνοδο.